Bună ziua și bun venit la o nouă emisiune din seria Căutând adevărul. Astăzi o să vorbim despre capcane spirituale. Și deja din primul moment în care apare noțiunea, se poate adopta o atitudine întrebătoare în ideea că ce or mai fi și astea. Fiindcă nu am auzit vorbindu-se foarte mult în multe cercuri spirituale despre aceste capcane. Totuși, o discuție este relevant să fie purtată, fiindcă capcanele spirituale sunt multe, așa cum o să poți vedea pe parcursul acestei emisiuni. Și studentul spiritual integru, dacă nu este avertizat în avans, poate să cadă pradă măcar unora dintre aceste capcane și în felul acesta să îi fie foarte mult încetinită evoluția, eventual să experimenteze mult mai multă suferință decât ar fi experimentat dacă era avertizat în avans de existența acestor capcane spirituale și fiind avertizat le lua în calcul și putea să le refuze în momentul în care ele se prezentau. De multe ori noi în această emisiune facem referire la scara nivelurilor de conștiință și relevant de precizat ar fi faptul că pe fiecare nivel de conștiință tind să se prezinte anumite capcane. Noi o să discutăm astăzi capcanele spirituale care se prezintă cel mai des pe calea studentului spiritual. Repet, din intenția ca tu să le poți recunoaște. De exemplu, eu am fost prins într-o parte din capcanele spirituale pe care urmează să le discut. Și o să discutăm inclusiv despre capcanele respective în așa fel încât tu să poți să le eviți dacă consideri de cuvință. Desigur, nu e nimic obligatoriu. Ți-ai mai putea imagina până să intrăm în subiect și să discutăm fiecare capcană spirituală în parte că drumul acesta al spiritualității sau al interacțiunii cu informații din zona spiritualității poate fi asemuit cu interacțiunea cu o carte care are atât text cât și hărți care să-i fie utile omului care vrea să urce pe un munte. Da? Și sunt hărți unde sunt indicate posibilele trasee spre aceeași destinație, fiindcă așa cum bine știm, spre un vârf de munte pot să existe mai multe trasee posibile și sunt marcate cu roșu zonele care sunt mai alunecoase, zonele care sunt mai mlăștinoase pe acest traseu, da? Zonele unde există un grad ridicat de pericol și este necesar să le abordez cu foarte mare atenție, fiindcă altfel se poate să cază în prăpastii. De asemenea, sunt marcate zonele unde pot să intervină prădători, știu eu. Da? Sunt marcate însă și zonele unde nu există niciun pericol, unde omul care vrea să urce pe muntele respectiv poate să stea liniștit și să nu se îngrijoreze cu privire la nimic. Sunt marcate pe hartă, da? Și există texte asociate în cartea respectivă, în așa fel încât tu, după bunul plac și după experiența pe care vrei să o ai, să poți alegi traseul spre vârful muntelui care ți se potrivește ție cel mai bine. De foarte multe ori, atunci când interacționăm cu un mesaj spiritual, ni se vorbește doar despre cum este pe vârful muntelui sau doar despre partea frumoasă a drumului până în vârful muntelui, dar este ignorat faptul că există mlaștini pe traseu, că există prădători, că există zone abrupte unde dacă nu ești atent poți să cazi în prăpastie și altele precum acestea. Da? Deci având imaginea aceasta, îți poți imagina că drumul studentului spiritual este asemănător unei urcări pe munte. Și ce facem noi prin intermediul emisiunii de astăzi este să punem degetul pe hartă și să spunem, uite aici e o mlaștină,
Aici este o zonă foarte abruptă. Să fii atent, să fii pregătit. Când ajungi în zona aia foarte abruptă, să nu cazi în prăpastie. Și așa mai departe. Da? Astea sunt capcanele spirituale. Este o indicare cu privire la ce anume poate să apară pe traseu și cum anume poate fi evitat în așa fel încât ascensiunea înspre vârf să fie cât mai lipsită de suferință și de întârzieri. Acum, că am stabilit lucrul acesta, o să luăm capcanele spirituale pe rând. Și prima dintre ele, la care este cel mai relevant să fim atenți, este mândria. Mândria este o capcană spirituală care se prezintă pe orice nivel de conștiință. În sensul că există inclusiv oameni care au experimentat un nivel de conștiință foarte înalt, din zona 600 plus, la 600 pe scara nivelurilor de conștiință, fiind primul stadiu de iluminare, recunoașterea dualității drept iluzie. Deci inclusiv din zona 600 plus pe scara nivelurilor de conștiință, se poate reactiva mândria. În ce fel? Un câmp de putere 600 plus experimentat local prin asociere cu o anumită întrupare generează atracție din partea celorlalți. Adică ceilalți oameni o să fie atrași de maestrul respectiv și de natura câmpului experimentat de acel maestru. În momentul în care intervine adulația, da, fiindcă oamenii tind să facă asta, și în momentul în care poate că se pot actualiza spontan și autonom și unele puteri, între ghilimele, cum le zicem noi, sau siddhis, așa cum e denumirea lor în literatura de specialitate spirituală, adică vindecări care pot să intervină spontan în prezența câmpului respectiv. Te duci să vezi maestru având o anumită boală, fiindcă intri în interacțiunea cu câmpul de putere foarte înaltă, 600 plus, intervine vindecarea. Și atunci, intervenind vindecarea și procesarea studentului spiritual fiind una liniară și cauzală, o să spună, tu m-ai vindecat. Și atunci, chiar pe un nivel de conștiință foarte înalt, se poate energiza mândria și maestrul respectiv să uite că de fapt nu a făcut el nimic ca persoană, fiindcă de fapt nu este implicată nicio persoană pe traseu, și să zică, da bă, ce mare și tare să eu, uite o leacă câți oameni mă urmăresc, uite cum fac eu vindecări, să-și asume meritele, da? În felul acesta se poate reenergiza ego-ul, se poate reenergiza mândria, și mândria este ceva care merită să fie văzut drept o capcană pe traseul acesta al spiritualității și poate interveni pe orice nivel. Da? Chiar dacă este experimentată o postură avansată precum cea a iluminării sau chiar dacă nu este experimentată. Mare atenție la capcana spirituală a mândriei. Mai apoi, capcana cu numărul 2, pe care vreau să o discutăm, poartă denumirea de astral. Ce înseamnă astral? Să definim puțin. Ideea este că noi ne aflăm într-un plan, aici pe Pământ, din infinitatea de planuri existente, în infinitul pe care Dumnezeu însuși îl reprezintă. Deci acesta nu este singurul plan. Există multiple alte planuri, mai precis o infinitate, nu este limitat numărul planurilor. Și în diverse alte planuri există diverse alte entități care se supun unor legi puțin diferite, specifice planului respectiv. Da? Deci noi aici, în planul în care ne aflăm, există un anumit set de legi care dau inclusiv funcționalitatea fizică, cum ar fi gravitația și toate celelalte, plus o serie de alte legi. În alte planuri, imaginează-ți că sunt specifice alte legi. Acum, o interacțiune și punte între planul în care noi ne aflăm și alte planuri
se actualizează uneori ca un potențial valid, adică putem experimenta asta, o interacțiune cu alte planuri. Acele alte planuri sunt numite planuri astrale. Da? De asta am spus aici astral. Ce se întâmplă este că de cele mai multe ori contactul cu planul în care noi ne aflăm este stabilit de entități care într-adevăr există în alte planuri, dar faptul că există în alte planuri nu înseamnă că există în planul celest. Noi facem eroarea de a presupune că dacă vorbim cu o entitate care nu e în planul ăsta, înseamnă că este o entitate care e mai aproape de Dumnezeu. Ceea ce nu este valabil de fiecare dată, ba chiar este valabil de foarte puține ori. Și în felul ăsta intervine toată area, și cu asta o să închid subiectul, toată area de încadrată la literatură spirituală prin channeling, prin contact cu diverse entități. Ideea este că entitățile respective de cele mai multe ori nu vor binele umanității, nu vor binele studentului spiritual și progresul lui real. În felul acesta transmite un mesaj de, cu noțiuni spirituale adevărate, amestecate cu falsitate, într-o suficientă măsură cât să îl zăpăcească. Prin urmare, ca să mergem mai departe, înspre capcana următoare, că mai avem de discutat, recomandarea este să eviți capcana spirituală a interacțiunii cu un mesaj așa zis spiritual primit prin contact cu entități, channeling și alte povești de genul ăsta. Acum, după cum îți spuneam, eu îți recomand, tu faci ce vrei, nu înseamnă că dacă mergem pe, ne uităm pe hartă, na, pe munte și vedem că e o mlaștină undeva și este marcată ca fiind mlaștină, nu putem să intrăm în mlaștina respectivă. Ea e marcată ca fiind mlaștină, noi poate vrem să intrăm în mlaștină, fiecare cu alegerile lui, dar simt că este de datoria mea în contextul mesajului pe care îl transmit să marchez că e o mlaștină acolo. Mergem mai departe. O altă capcană spirituală îl reprezintă substanțele. Adică, interacțiunea cu, știu eu, LSD sau ayahuasca, care e tot mai celebră în ultimii ani și am avut oportunitatea să discut cu mai mulți oameni care au luat ayahuasca sau orice alte substanțe, da? Nu le mai număr, că nu e relevantă natura substanței, din intenția de a accesa o anumită stare sau o anumită stare de conștiință modificată, cu speranța că o să înțelegem mai multe lucruri despre noi înșine, Dumnezeu și așa mai departe. Există două motive pentru care interacțiunea cu orice tip de substanță din intenția asta reprezintă o capcană spirituală și merită evitată. Motivul numărul 1 este acela că se poate să experimentăm ceva pe care nu îl putem contextualiza dată fiind pregătirea spirituală pe care o avem. Da? De exemplu, să zicem că luăm o anumită substanță și vedem ceea ce am făcut noi cu 5 întrupări în urmă și vedem că am fost niște mari criminali. Odată, dacă exista o punere de rezistență cu privire la realitatea reîncarnărilor, o să ne dea lumea peste cap faptul că ne devine clar că am mai avut și alte încarnări. Și mai apoi s-ar putea să ne fie incredibil de greu de acceptat că noi am fost niște criminali, noi care vrem să facem bine și așa mai departe. Da? Deci sunt șanse foarte mari să ne fie dificil să contextualizăm. Nu că substanțele nu ar funcționa să ne dea niște stări de conștiință modificată. Ne dau de cele mai multe ori niște stări de conștiință modificată, dar sunt șanse foarte mari să ne fie greu să procesăm. Mai apoi, că tot am vorbit de karmă în emisiunea precedentă, pe care ți-o recomand dacă nu ai văzut-o deja, prin folosirea diverselor substanțe pentru a accesa stări de conștiință modificată, acumulăm într-o anumită măsură karmă negativă. De ce? Fiindcă este ca și cum ne-am aflat la furat,
pe tărâm spiritual. Da? În ce sens? Noi nu am ajuns la nivelul spiritual prin lucru spiritual cu noi înșine și îndepărtarea blocajelor și apropierea de adevăr, nu am ajuns la nivelul spiritual în care să ne amintim, de exemplu, viețile anterioare, fiindcă această experiență poate interveni prin lucru spiritual integru și prin îndepărtarea blocajelor și prin cedarea în fața lui Dumnezeu. N-am ajuns încă acolo, dar luăm scurtătura pentru a ajunge acolo și în acest fel este fix ca și cum, da, accesăm ceva care nu este încă al nostru. Este ca și cum am fi la furat între ghilimele, prin urmare sunt șanse să acumulăm karmă negativă. Ăsta este motivul pentru care substanțele reprezintă una din capcanele spirituale posibile. Mergem mai departe, numai un pic să mă orientez, dar o să facem așa, o să modific puțin ordinea pe care mi-am propus-o de acasă și o să mai punctez la fel pe scurt încă trei capcane spirituale și după aceea în finalul emisiunii încheiem cu cum anume recunoaștem un grup spiritual lipsit de integritate. Da? Și o să le punctăm și încheiem. Dar capcana cu numărul 4 posibilă este venerarea minții. Venerarea minții. Asta se traduce pe scurt și nu o să insist foarte mult prin a considera mintea ca fiind creatoare chiar, da, într-o anumită măsură și să ajungem în felul ăsta să ne închinăm practic la minte în loc să ne închinăm la Dumnezeu care este dincolo de minte. Aceasta este precizarea și toată ideea și sunt convins că o să te prinzi tu de mai multe dacă există deschiderea necesară. Mai apoi, o altă capcană este ego-ul spiritual. Ego-ul spiritual este foarte asemănător cu ego-ul în general, numai că atunci când vorbim de ego spiritual, vorbim de mândria și aroganța asociată deținerii unor informații din zona spiritualității și considerarea faptului că zona spirituală pe care eu o urmez este superioară celorlalte zone, dacă eu știu mai bine decât celălalt care este un neinstruit și altele precum acestea. Da? Deci vorbim de ego în asociere cu ceea ce înseamnă informație spirituală și în cele din urmă există tentația, capcana spirituală cu numărul 6, de a deține puterea. De a deține puterea. Ideea aici relevantă este aceea că puterea este infinită și este a lui Dumnezeu și la Dumnezeu. Și noi o experimentăm, această putere, în interiorul fiecăreia dintre noi, dar postura corectă este cea în care avem o reverență și respect față de această putere infinită pe care Dumnezeu însuși o reprezintă și nu încercăm să o controlăm, să punem noi mâna pe ea, plecând din iluzia separării, conform căreia noi am fi altceva decât sinele. În momentul în care apare la nivel mental tentația de a deține și controla puterea, studentul spiritual merită să-și amintească că aceasta nu este altceva decât o tentație. Și puterea este, tu ești de fapt acea putere, nu este nimic de deținut sau controlat. Refuză tentația de a controla puterea când și dacă o să apară. 6. Da? Care apar foarte des și evitate fiind, progresul spiritual poate scurgă lin și fără să stăm prea mult prin mlaștini. Și în cele din urmă mi-am făcut o listă mai amplă cu câteva puncte inspirate de la David R. Hawkins, ca să dăm și sursa,
cu privire la cum anume recunoaștem un grup spiritual lipsit de integritate. Ideea este că cu cât mai multe din lucrurile pe care urmează să le punctez foarte rapid sunt bifate de către un grup spiritual, cu atât cresc șansele ca acel grup spiritual să fie de fapt lipsit de integritate. Și cu când sunt mai puține, cu atât sunt șanse să fie prezentă integritatea acolo. Așadar, cum recunoști un grup spiritual lipsit de integritate? 1. Este creat un aer de mister în jurul grupului. Nu prea poți afla ce se întâmplă în interior decât după ce pătrunzi. 2. Pentru a intra în grup este necesar un gest umilitor sau este necesar să faci ceva prin care îți arăți devotamentul față de grup. 3. Procesul de a intra sau ieși din grup este unul anevoios. 4. Există o adulare a liderului, o adulare permisă sau recomandată. Ideea este că un maestru spiritual integru nu o să permită această adulare a fizicalității. 5. Se fac recomandări care țin de îmbrăcăminte, de cum anume te îmbraci. 6. Există o manipulare prin frică. 7. Membrii tind să fie antisociali sau să aibă un comportament ciudat cu persoanele care nu fac parte din grup. 8. Se cer favoruri speciale din partea membrilor pentru susținerea liderului. 9. Liderul tinde să impresioneze, pretinzând puteri supranaturale și alte chestiuni paranormale. Ține minte că un maestru adevărat se caracterizează prin smerenie, simplitate, iubire, compasiune și pace. 10. Există comunicare cu o entitate invizibilă. Da? Deci dacă există comunicare cu o entitate invizibilă, deja doar acest punct ridică un mare semn de întrebare. Mai departe, 11, în cuvintele lui David R. Hawkins, este bine să fii conștient și să eviți toate manipulările de energii, câmpuri de lumină, vizualizări mistice, culori, numere mistice, semne și învățături secrete antice. Da? 12. În unele cazuri, grupurile spirituale lipsite de integritate recomandă eliminarea relației cu prietenii și familia. 13. Banii sunt ceva în raport cu care liderul manifestă atașament. 14. Există secrete, lucruri pe care cei din afară nu sunt demni să le afle sau nu trebuie să le afle. 15. Există o ierarhie în cadrul grupului, exact ca într-o corporație. 16. Sexul este interzis membrilor, dar este permis liderului. 17. Un alt aspect care poate fi urmărit este impactul real pe care grupul sau liderul îl au asupra membrilor grupului. 18. Se folosesc tot felul de substanțe pentru a putea fi trăite niște experiențe extatice. 19. Se face apel la tot felul de noțiuni apocaliptice, teorie ale conspirației și extraterestri. Și 20. Nu există deschidere sau acceptare cu privire la alte perspective sau alte grupuri. Da? Acestea fiind punctele, în momentul în care le cunoști și dacă vrei să te deschizi înspre a le accepta, este mult mai ușor să-ți dai seama, înainte să te apuci să intri în un grup spiritual lipsit de integritate, să-l recunoști ca atare și să nu intri în zona respectivă. Bun. Dat fiind faptul că este transmis un mesaj din zona spiritualității, emisiunea aceasta care a avut și drept tematică capcanele spirituale s-a simțit ca fiind necesară. Ceea ce faci tu ține numai și numai de tine. Eu m-am simțit responsabil să vin cu aceste precizări. Îți mulțumesc că te-ai uitat și sper ca emisiunea să te ajute să eviți să cazi în una din aceste capcane spirituale, în așa fel încât drumul evoluției tale să fie unul cât mai lin. Toate cele bune, ne auzim data viitoare!